Pare ireală această moschee. Ce vitrali, ce dimensiuni, ce arhitectură. Dar chiar frumoasă. Dar ce moale. Da, moale, pufoasă. Urcăm la cea mai mare moschee din Istanbul. Uitați cum arată, ca la un hotel de lux. Cola aceasta turcă, n-am mai văzut până acum, ia uitați cum arată. Hai să vedem și dacă este bună. La picioarele noastre, Istanbulul. Câtă frumusețe adunată aici. Cred că nu mai e nevoie de cuvinte. Moscheea aceasta, care se scrie Camlica și se pronunță în turcă Camligia, este cea mai mare din Turcia. Undeva acum 4 ani a fost dată în folosință această moschee fantastică. Priviți și voi ce construcție. Este situată pe o colină din zona Uskudar, partea asiatică a Istanbulului, iar costul întregului edificiu s-a ridicat la 290 de milioane de dolari. Uitați cum se urcă spre această moschee. Avem scări rulante, două la urcare, două la coborâre, și cafenea și restaurant la moschee. Edificiul acesta de mari dimensiuni, după cum vedeți, cuprinde un întreg complex de clădiri. Printre acestea există un muzeu, o galerie de artă, o bibliotecă, o sală de conferințe, o grădiniță și o parcare subterană cu o capacitate de 3500 de locuri. Sala de rugăciune are o capacitate de aproximativ 63.000 de persoane. Avem și o panoramă extraordinară asupra zonelor din Istanbul până în depărtare. Încă 4 scări rulante, 2 la urcare, 2 la coborâre. Parcă aș fi în Italia, la Siena, acolo unde la fel, pentru a ajunge în centrul orașului, sunt o serie de scări. Oh, ce vânt! Oh, ce panoramă asupra Istanbulului! Nu vine să cred cât de frumos e aici. Chiar merită? Chiar merită să veniți aici. Fantastic! Priviți și voi. Păcat că nu este senin să se vadă toată priveliștea aceasta a Istanbulului, dar și așa este ceva de vis, ceva de neimaginat. 4 dintre cele 6 minarete se înalță la 107,1 metru pentru a simboliza victoria turcilor asupra bizantinilor de la Manzikert din 1071. Fabulos, magnific, ireal ce am găsit aici. Diametrul cupolei principale a moscheei este de 34 de metri, simbolizând Istanbulul, iar înălțimea sa este de 72 de metri, simbolizând cele 72 de națiuni care trăiesc în Istanbul. Uitați și ce parc în jurul acestei moschei amenajat. Un loc magic, un loc parcă, v-am zis, the science fiction. Nu-ți vine să crezi ceea ce vezi aici. La picioarele noastre, Istanbulul. Magic, fantastic, ireal de frumos. Scuzați-mă dacă uneori exagerez, dar chiar sunt fascinat, sunt surprins, plăcut, ca și altă dată, de acest Istanbul, care are la orice pas să-ți ofere câte un lucru frumos, câte un lucru care îți rămâne în memorie pentru totdeauna. Haideți să vedem. Ce imensitate! Câtă grandoare! Ce colosală construcție!
totul din marmură. Grădina aceasta e imensă. Nu-mi imaginam, dacă nu veneam până aici, nu-mi imaginam cât de spectaculoasă este, cât de grandioasă acest simbol al credinței musulmane, acest reper al Istanbulului. Haideți să mă desculț și să pătrund înăuntru, să o admirăm și de la interior. Ne luăm o punguță de aici pentru încălțăminte. Acolo se pun punguțele folosite. Hai să vedem. Mi-am luat Adidas și în punguță. Ia uitați ce mochetă frumoasă, albastră. Covorul acesta pe care pășim acum are 17.000 de metri, este 100% făcut din lână și are proprietăți antibacteriene. El a fost țesut special în orașul turcesc Gaziantep. Pare ireală, vă spun sincer, această moschee. Fără cuvinte. Ce vitralii! Ce dimensiuni, ce arhitectură! Atât plăcile, cât și decorațiunile de pe capetele ferestrelor au fost concepute special pentru moscheea Chamligia. S-au folosit piatră și marmură din diferite regiuni ale Anatoliei. O atracție turistică pe care vă recomand tuturor din toată inima, fiindcă merită să veniți aici. Zi, mami! E fantastică! Dar ce vitrali! E super! Da! Și gratis, oameni! Și mocheta super! Uitați ce scară aici! Dar chiar frumoasă. Dar moale. Da, moale, pufoasă și curată. Și, Doamne. Da. E făcut acum aproximativ 5 ani, în 2019. Ori cu liftul, ori cu scara rulantă. Uite, scara rulantă aici nu funcționează. Au și parcare, există o parcare foarte mare. Ia să vedem, un adevărat mini orășel aici. Și aici avem parcarea. Haideți să mergem la toaletă. Fetele în stânga, băieții în dreapta. Ia uitați cum arată, ca la un hotel de lux. Fantastic, fabulos. Aici e și pentru spălatul celor care vin la moschee. Feciu turcesc. Haide să luăm liftul. S-a deschis acesta din stânga. Ai încet? Da. Funcționează, liftul funcționează, deci scările rulante nu funcționau. Haideți. Vă zici că sunt de apă, dar nu. Nu știu ce reprezintă. Priviți ce grădină, cu trandafiri, iarăși pisici. Câtă frumusețe adunată aici. Și uitați și colina,
cu pădurea de pini, de unde și denumirea moscheii, de la Kamlik, care înseamnă pin în turcă. Fabulos. Și parcul arată foarte bine și totul. Aici, în pădurea aceasta de pini, avem și un restaurant. Uitați, băncuțe, mese, unde puteți veni să serviți masa. Fabulos! Uitați și voi încă o dată cum arată. Da, 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 uite, au și un loc pentru gimnastică, pentru ceva mișcare. Chiar aici, lângă moschee, este capătul mai multor linii de autobuz. Cu 320, autobuzul 320, am sosit noi până aici. N-am ratat momentul să încercăm și niște plăcinte, niște cornulețe aici, lângă moscheea Kamlik. Și cola aceasta turcă, n-am mai văzut până acum, ia uitați cum arată. Hai să vedem și dacă este bună. E la 200 de mililitri. Bunicică, da. Bunicică. Parcă ar fi un Pepsi de la noi din trecut, așa. Oameni buni, cam atât în acest vlog de călătorie de aici, din Istanbul. Sper că v-a plăcut și călătoria de astăzi, spun și fiindcă am mai multe vloguri din Istanbul și vă invit să le vedeți și că veți aprecia și voi printr-un like, printr-un comentariu sau prin abonarea la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, dragilor, să fiți fericiți și să ne revedem cu bine într-un nou vlog.